Maria. Când îi vorbești aproape că nu te aude, ca și cum în clipa aceea s-ar petrece ceva undeva. Un lucru pe care ea singură îl știe și o înspăimântă. Mâna ei se crispează pe pahar și izbucnește lacrimi. Și totuși, ea nu e acolo. Niciodată n-am putut să o înțeleg. El nu înțelege niciodată nimic. Odată mi-a repetat un ceas întreg: ți-amintești, ți-amintești? De ce să-mi amintesc? Eu nu mi-amintesc decât visele mele, pentru că le văd în fiecare noapte. Ziua? Ziua mă simt stingheră, cum să spun, nu sunt în formă. Am intrat în viață dintr-o dată. Am spus, nu-i nimic, te descurci tu până la urmă. În jurul meu era un adevărat carusel. Toate fugeau, lucrurile, oamenii fugeau. Și atunci am început să fug și eu ca o nebună. Până la un punct, când m-am oprit, ajunsesem prea departe. Și atunci, dintr-o dată s-a petrecut, nu știu cum, un lucru ciudat. La început am văzut trupul fără viață și apoi a urmat crima. Întâi a plouat cu sânge, apoi s-a auzit lovitura și țipătul. Și de atunci, de câte ori plouă, simt o neliniște și nu știu ce mă așteaptă, ce se va întâmpla cu mine. De ce nu se îngroapă oamenii în picioare ca mitropoliții? Iată ce îmi spunea. Odată îmi amintesc că era afară în insulă și ne întorceam în zor după o noapte albă și am sărit grilajul care înconjura grădina muzeului și a început să danseze pe marmură cu ochii închiși. Puteam să jur că nu vedea nimic. Da, îi vedeam ochii. Vedeam câțiva măslin centenari. Da. Așa a fost. Vedeam o piatră funerară. O fată tânără sculptată în piatră. Părea tristă și ținea în căușul palmei o pasăre. Pe mine mă privea. O știam. Pe mine. Priveam amândoi aceeași piatră. Ne priveam prin piatră. Ea era calmă și ținea în căușul palmei o pasăre. Era așezată și era moartă. Da, era așezată și ținea în căușul palmei o pasăre. Tu n-ai să ții niciodată o pasăre, nu? Tu nu o meriți. De m-ar lăsa. Cine să te lase? De m-ar lăsa. Aceea care nu lasă niciodată nimic. Aceea care spui că nu lasă niciodată nimic s-a rupt de umbra ei și bântuie alte cărări. Vorbele ei sunt albe și nerostite, ochii ei sunt adânci și fără somn. Ce scria pe piatra aceea? Eris. Dar partea de sus a pietrei a fost luată și numele odată cu ea a pierit. Eris. E ca și cum aș vedea încă literele gravate în lumină. Eris. Umbras. Toată partea de sus lipsește. Din litere n-a mai rămas nimic. Eris. Umbras. Teme. Maria Nefeli. Maria Norilor. Numele meu. Deasupra acestui deme, piatra era spartă, îmi aduc bine aminte. Ai văzut asta în vis, altfel n-ai putea să-ți amintești. Da, era în visul meu, într-un mare somn care va veni într-o zi, scăldat în lumină și căldură și împrejmuit cu trepte de piatră. Îndrăgostiți, îmbrățișați, se sărută pe stradă ca în filmele neorealiste italiene. De peste tot vor răsuna cântece și se vor vedea gospodine mari și grase udându-și florile în balconașe mici. Iar noi ne vom înălța într-un balon albastru uriaș sus către cer, balansându-ne încoace și încolo în briza mării. La început se vor zări domnule argintate, apoi clopotnițele. Vom vedea drumuri înguste și mai drepte decât ne-am fi imaginat. Terasele cu antenele strălucitoare, colinele din împrejurim și fermele. Vom trece pe lângă ele, gata să le atingem aproape la un fir de păr. Apoi, la un moment dat, se va fi ivit marea, întinsă, nesfârșită. Și sufletele vor lăsa pe apă mici aburi albi. Mi-am ridicat mâna deasupra tuturor relelor acestei lumi. Mi-am ridicat mâna deasupra munților negri și am blestemat. Apoi au venit războaie și apoi alte războaie, până când nu ne-a mai rămas nici măcar o zdreanță să ne acoperim. Încercăm să uităm.
Cine își va pleca urechea? Cine a înțeles ceva? Judecător, pop, jandarmi, acesta este pământul vostru. Aceasta este, deci, țara voastră. O parcelă mi-a rămas, trupul meu. Și-l dărui să-l cultive cei care știu cu cele sacre, cu cele sfinte, așa cum grădinarii în Olanda cultivă la lelele. Și în el să se nece cei ce n-au învățat niciodată nimic despre mare. Nici măcar să înnoate. Flux al mării și voi energii ale aștrilor îndepărtați, rostogoliți-vă în mine.